Federațiile centrale ale sindicatelor din învățământ au cerut opinia filialelor teritoriale referitoare la oferta guvernamentală de majorare salarială cu 5% din luna august 2017. Filiala Neamța FSLI respinge în totalitate o asemenea ofertă, considerând-o de-a dreptul umilitoare, motiv pentru care vor fi prezenți la București de ziua copilului cu 150 de lideri de sindicat pentru a mărșălui în fața guvernului. Acceptăm astfel de propuneri, mai mult considerăm că este o bătaie de joc la adresa celor care lucrează în sistemul de învățământ. De aceea ne-am alăturat și vom fi în 1 iunie alături de colegii noștri care vor participa la meeting-ul și marșul din București. 150 de colegi vor fi acolo din Neamț și vom striga și noi împreună cu ceilalți doleanțele noastre și disperarea noastră, deoarece sistemul de educație se scufundă din ce în ce mai mult. Aplicarea creșterii de 5% propusă de guvern reprezintă sume ridicole adăugate la salariile cadrelor didactice și așa cele mai mici din sistemul bugetar. Este vorba de creșteri de, eu știu, de 20 de lei, de 30 de lei. Ce înseamnă 5%? Vă dați seama. Nu, nici vorba de așa ceva. Și apoi vedem că, eu știu, pentru alte sectoare bugetare se găsesc soluții, iar pentru noi, mai mult, ni se spune că ni se mai dă 5% începând cu 1 decembrie 2017. Păi poate ar și murim până atunci, nu? Deci, nu putem să acceptăm așa ceva, dar nu este vorba numai de aceste crești. Noi vrem să se aplice legea, să se dea pentru sistemul de învățământ 6% din produsul intern brut. Deoarece nu-i vorba numai de salarii aici. Sigur că ne interesează foarte mult acestea, dar e vorba și de condițiile de muncă, condițiile de învățat. În cursul zilei de 31 mai, o delegație a FSLI Neamț va fi primită de prefectul județului Niculina Dobrilă, delegație din care vor face parte și reprezentanța ai părinților și elevilor. Condițiile de a ne dezvolta profesional, fiindcă vrem să ne dezvoltăm, dar trebuie să plătim ca să avansăm în carieră și așa mai departe. Ceea ce este demn de menționat în momentul ăsta este faptul că, iată, alături de noi sunt părinții, sunt elevii, chiar mâine vom fi primiți de către doamna prefect. O delegație a sindicatului de învățământ va fi primită și acolo vom prezenta lista noastră de revendicări. E posibil ca la această întâlnire să vină și câțiva reprezentanți ai elevilor și chiar un reprezentant al părinților, fiindcă acea listă de revendicări, exact ceea ce spuneam mai înainte, nu se referă numai la salarii. Se referă în primul rând la o finanțare corectă a sistemului de învățământ. Asigurarea finanțării stabilită prin legea educației de 6% din PIB pentru sectorul învățământ ar asigura costurile standard per elev corecte, care ar putea conduce și la dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ. Și aici vorbesc de acel 6% din produsul intern brut, desigur, care ar permite ca să se elaboreze un cost standard pentru pregătirea elevilor corect și nu așa de științifico-fantastice. De asemenea, dotările din unitățile școlare s-ar putea face pe măsura învățământului performant pe care ne-l dorim, fiindcă noi vrem multe, dar știți cum se spune, din ce să faci? Adică numai din bunăvoință, din implicare voluntară și așa mai departe, nu se pot rezolva lucrurile astea. Trebuie bani. Dacă nu vrem să avem o educație performantă, o să continuăm să dăm 3%, 3,6% din produsul intern brut. Dascălii susțin că așa cum guvernul a găsit fonduri pentru sănătate, trebuie să scotocească prin buget pentru a găsi și pentru educație, sector care se îndreaptă încet, dar sigur, spre faliment. Numai cu bunăvoință și voluntariat nu se poate face educație, susțin liderii deciși să nu cedeze momelii guvernamentale.